Complexul sportiv din orașul Săveni, primul de această mărime construit de Guvernul României în ultimii 30 de ani în zona Moldovei, se apropie de final. Investiția în valoare de 1,7 milioane de euro este finanțată prin Compania Națională de Investiții și cuprinde un stadion cu nocturnă și tribune acoperite pentru 1400 de persoane. Potrivit primarului Relu Târzioru, lucrările vor fi finalizate până la sfârșitul acestui an, chiar dacă termenul din contract este jumătatea anului 2022. Practic vorbim despre un complex sportiv pentru că pe locul amplasamentului fostului stadion practic am dezvoltat un complex sportiv cu mai multe ramuri sportive. Avem un teren de basket, un teren de volei, avem o sală de sport multifuncțională și bineînțeles terenul de fotbal care este perla coroanei, ca să zic așa. Un stadion cu 1500 de locuri și cred eu că luna decembrie, la jumătatea lunii decembrie, va fi finalizat. De altfel, deja au venit scaunele, au venit acoperișul, lucrăm la tribuna VIP și în cel mai scurt timp totul va fi gata, așa cum ne-am și propus de altfel. Terenul de fotbal are gazon artificial, iar scaunele au un sistem suplimentar de protecție pentru apărare împotriva actelor de vandalism. Obiectivul va fi disponibil zilnic pentru elevii și tinerii din oraș, care vor avea condiții excelente de practicare a sportului. Bineînțeles, ne adresăm în special copiilor, tinerilor din Săveni, școlilor care vor avea acces gratuit în fiecare zi și vom dezvolta grupe. Avem grupe de copii. Stadionul din Săveni va putea fi folosit la orice meci de fotbal amical sau la pregătirea echipei de Liga 1 FC Botoșani. Avem o echipă în Liga 4 și speranța de a ajunge în Liga 3 și de ce nu o colaborare cu FC Botoșani pentru a veni și sper eu să le punem baza sportivă la dispoziție pentru antrenament.